canicula ne poate ucide animalele de companie. Lipsa apei, plimbările în toiul amiezii, căldura sufocantă, toate acestea ne pot fura ce avem mai de preț. Veterinarii ne atrag atenția că unele rase de câini nu trebuie tunse nici măcar pe caniculă, iar la cabinetele veterinare vin zilnic oameni care întâmpină probleme cu animalele de companie din cauza căldurii. Medicii ne recomandă să avem grijă să-i ferim de soare și să le oferim cât mai multă apă. Cât despre animalele de companie care sunt ținute numai în casă, medicii veterinari ne recomandă să folosim aparatele de aer condiționat sau ventilatoare pentru a le oferi răcoare. În special, hamsterii și păsările pot avea de suferit din cauza temperaturilor mult prea mari și pot muri. Este recomandat ca plimbarea câinilor să nu aibă loc în timpul zilei când temperaturile sunt cele mai crescute și să avem la noi mereu un bol cu apă pentru patrupezi. De asemenea, este important să nu trecem nepăsători nici pe lângă animalele de pe stradă, pentru că un bol de apă poate face diferența între viață și moarte. O altă problemă pentru animalele de companie sunt episoadele de vreme severă, furtunile puternice cu tunete și fulgere care le sperie extrem de tare. Doctorul Doru Safta, medic veterinar, trebuie să avem mare grijă cu ele, să le adăpostim, să stăm de vorbă cu ele, să le distragem atenția, să mângâiem acel cățel sau acea pisică. Animalele afectate de căldură au o respirație zgomotoasă, se deshidratează rapid, pot suferi șoc termic, iar în unele cazuri, supraîncălzirea poate duce și la deces, avertizează veterinarii. Relatează Antena 3.ro.